Ți se întâmplă să fii indecis în legătură cu drumul din viața ta, să constați că nu ai pe cine întreba, fiindcă toți îți dau sau răspunsuri răstite, sau te ironizează, sau refuză să te asculte pur și simplu. Dacă da, mai stai un pic cu mine. Hai să-ți povestesc despre două metode auzite de la sfătuicioși pierduți în trecut. Stai, nu da sui, dacă simți măcar un pic în inima ta amarul îndoielii. Nu vrei să auzi mai întâi de metoda nucului sălbatic? Dacă te vei uita pe minunatele drumuri județene românești, vei vedea adesea tufa de noci. Iese pe marginea drumului ca un păienjeniș de tulpini și zici că e o tufă oarecare. Multă vreme rămâne doar așa, un amalgam de tulpini nebunite să se repede spre cer. Numai că este una, cea mai bine poziționată, cea mai abilă în a se hrăni din rădăcini, care devine avantajată în timp și extrage tot mai multă sevă. E singura care își ia startul spre cer. Celelalte tulpini se opresc curând din creștere, se scofâlcesc, dispar sau rămân niște pitici în raport cu tulpina nesfârșită, plină de frunze și roade. Așa că, dacă nu ai cui spune durerea ta, mergi lângă o astfel de tufă și descarcă sufletul. Nu uita, așa e și sufletul tău, o bătălie din care va răzbi marea decizie. Nu există loc de regrete, de alte posibilități. Decizia ta este tulpina care va da rod. Orice ai ales altfel, ar fi ieșit strâmb, neconvenabil. Și iată a doua metodă, cea a cascadei. Sufletul tău cere uneori un mediu cât mai asurzitor. Să zicem o apă care cade în cascadă sau o mare cu valuri puternice. Dar hai să rămânem la cascadă. Să ne amintim că în susul râului totul era lin, apa abia se tăra, dacă nu a băltit cu lunile, adesea evaporându-și mult din corpul său sub soarele puternic. Dar deodată vine o torențială rapidă din neant, se adaugă ape peste ape din văile repezi, din piscurile înzăpezite și apa cea leneșă prinde o viteză neașteptată, îngrijorătoare. Străbate locuri cu zone tot mai stâncoase, e nevoită să răzbată prin porțiuni înguste ale albiei, muncește din greu pentru a trece și să înfierbântă. Și e neliniștea însăși. Și are și de ce, fiindcă urmează marea provocare. Prăbușirea în cascad va supraviețui, va rămâne tot la fel de frământată, va regăsi pacea lentorii de odinioară, privește apa din cascadă și înțelege că tu ești acea apă și că până să-ți vină în cale pricina frământării, ar tăi gazul de pomană sau frecai menta și constați că acum ești plin de frământări, că treci prin toate chinurile posibile și ți-ai dori liniștea de odinioară și nu mai poți regăsi. Trebuie să iei o decizie. Așa cum apa se prăbușește în cascadă, înfruntă-ți și tu destinul. Oricum, o decizie va fi luată. Chiar dacă închizi ochii și îți baci capul în nisip, nici apa nu știe ce va fi după trecerea prin cascadă. De ce te înspăimânți tu de consecințe? Du-te cu îndrăzneală. Ce poate să ți se întâmple decât eventual să ajungi în fața unei alte decizii? Sau să afli cel mult o altă stare de nehotărâre. Dar poate îți găsești totuși liniștea. Există și această șansă. În plus, jubilează când ți se dă de ales, fiindcă cel mai adesea doar te poartă valul decizii altuia. Dacă te-am ajutat cu ceva, dacă ai crescut odată cu tulpina nucului sau te-ai aventurat în hăul cascadei luând astfel o decizie, dă și tu un like sau abonează-te. Decide-te. Mai treci pe aici. Cine știe unde voi ajunge, și eu spre cer sau spre ce meleaguri mă voi îndrepta să călătoresc. Și poate mergem împreună, să fim oameni care au trecut de zona furioasă a vieții și visează să ajungă la paradisul vieții lente, în care există timp din bălșug pentru toate.